Ihori, suntem între ei și... Și vrem să cântăm... Ceva de la prietenul tău, Carlito. Carlito. Hai, bagă șmeche. Uop. Eroina. Uop, uop. Eroina, uop. Eroina mea. Suntem în plină preselecție. Eu vreau asta, vreau. Foarte bine! Avem nevoie! Place atitudinea! Am vrut nebunie, avem nebunie! Hapciu! Sănătate! Mulțumesc, ești drăguță! Astăzi ne vedem cu toată orchestra ca să vedem cine merge în prima etapă a selecției. Dar mai multe despre acest backing vocals, female backing vocals, adică voci feminine care să facă parte din echipa noastră, vă spune Andrei, managerul nostru. Au fost 70 de CV-uri și 70 de mail-uri, drept pentru care vă mulțumim. Vă mulțumim foarte mult. Am luat niște decizii dificile, dar trebuia să le luăm. Aici se vor desfășura toate etapele preselecției. Sper ca la capătul lunii iulie să găsim acele voci de care avem nevoie, să găsim acele persoane care alături de trupa noastră să facă un spectacol nebun, nebun, nebun. Baftă, fetelor, vă țin pumnii și toată orchestra mea la fel, în special Andrei. Da, vă așteptăm, fetelor, vă mulțumim, vă pupăm și Doamne ajută, sănătate. Să vedeți cum s-a desfășurat prima întâlnire despre voi. Fă un cadru aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bărbați discutând despre femei. Nu poate să iasă decât ceva bun. Ce căutările? Cine-i fata asta? Cine-i fata asta? Eu vreau asta, bro. Odată ce pornești la război, chiar dacă nu vrei, tot trebuie să intri în hor. Căutam backing, e greu. Cred că asta e interesant. Avem una. Eu zic să o chemăm. Hai, ne punim, mă, băiatule. E kinetoterapeut? Avem nevoie! Foarte bine! Suntem în plină preselecție. Am vrut nebunie, avem nebunie. Cel mai tare video al lucrurilor. E prima concurentă pe care nu o chemăm. N-are niciun link. Place atitudinea. Îmi pare rău, draga mea, n-ai fost acceptată în rândul nostru de o dată. Muzica nu se învață cu foaia în mână. Muzica se învață ani de zile. O chemăm? Chemați-o, fraților, chemați. Asta a fost prima etapă. Mulțumesc, ești drăguță! Fiți parfumați!